Sfântului Andrei, premierul Victor Ponta s-a așezat la coadă. De ce ați stat în coadă? De ce ați acceptat să faceți acest gest? Pentru că nici aici, nici la alte evenimente religioase, cum e Sfânta Parascheva, nu m-am dus niciodată în față. Ar fi un semn de lipsă de respect pentru cei care stau la coadă. După cum ați văzut, nu mi-a căzut rangul, ca să zic așa. Vreau să urez la mulți ani tuturor celor care serbează ziua de nume. Să spun că mă bucur foarte mult că înainte de ziua națională este ziua patronului religios al României, Sfântul Andrei, să facem lucruri bune. Ce cadou i-ați dat lui Andrei? Îl iau mâine la paradă. Asta e cadou. Premierul a asistat la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți în frunte cu arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie. Ca să împărțim darul Sfântului Apostol Andrei și de aici să lumineze în toată țara noastră și la creștinii de pretutindeni. Să ne rugăm Sfântului Andrei și să-i zicem: Sfinte Apostole și Părinte al nostru, cel întâi chemat, cel iubit de Dumnezeu, primește rugile noastre și ridică-ne mintea și inima la cer, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfântului Apostol Andrei. Câteva mii de persoane din întreaga țară au venit la mănăstirea ce poartă hramul Sfântului Andrei, ridicată în vecinătatea peșterii din comuna constanțeană Ion Corvin, pentru a-l prăznui pe creștinătorul și protectorul românilor. De la Ostrov. De la Ostrov. De ce vă rugați? De ce ați venit aici? Pentru sănătatea noastră. Pentru la copii, la toți, la toată lumea. Și pentru noi. Credeți că vă ajută? Mă sperăm. Pentru ce vă rugați? De ce ați venit? Pentru copii, pentru casă, pentru boală, că suntem bolnavi. Pentru sănătate. Anual, pelerini din întreaga țară vin la această mănăstire pentru a se închina la moaștele Sfântului Apostol Andrei, dăruite în anul 2003 de către Mitropolia Kefaloniei din Grecia.